șapte păcate capitale care înfășoară, înșală și împietresc. Șapte vicii esențiale care dau naștere tuturor celorlalte păcate. Astăzi, în zilele noastre, mânia, îmbuibarea, lăcomia, invidia, pofta, lenea și mândria sunt privite mai mult ca unelte de marketing decât ca vicii. Iată ne ajungi la ultimul păcat capital, mândria sau trufia, îngânfarea, aroganța, vanitatea. O mulțime de sinonime, fiecare cu nuanțele ei. Mândria, păcatul favorit al diavolului. Aș vrea să urmărim câteva minute un clip dintr-un excepțional film, Avocatul diavolului. Facut în 1997 cu Al Pacino este povestea mecanismului de funcționare a acelui rău. Haide să urmărim acest clip. This is the one, pal. This is the one There is no story. Bullshit! A lawyer with a crisis of conscience? you gotta be kidding! It's huge! They're gonna disbar me, Larry. Right about that. Wait a second. Can they do that? Not when I get through with the story. We gotta talk, Kevin. You gotta give me an exclusive. This is wire service. This is 60 minutes. This is a story that needs to be told. It's you. You're a star. Uh, baby. Call me in the morning. You got it. First thing. Bye, Larry. Vanity. Vanitatea, păcatul meu favorit. Păcatul favorit al celui rău. Perspectiva medievală asupra acestui păcat îl pune în frunte, prințul de frunte al păcatului mândrie, este Lucifer, iar pedeapsa în iad este zdrobirea pe roată, tragerea pe roată. Sigur că perspectiva biblică este mult mai importantă decât perspectiva medievală, așa că aș vrea să mergem, aș vrea să începem, să pornim la drum să vedem ce ne spune Biblia despre mândrie. Biblia ne spune câteva lucruri. Să le luăm pe rând. Mândria este viciul esențial. Este cauza nașterii împărăției răului. Prin mândrie, luceafărul de dimineață a devenit satan. Presupunând că pasajul din Isaia 14 și din Ezechiel 28 se referă la satan, atunci păcatul mărețului luceafăr al dimineții a fost mândria. El a vrut să-și asume gloria și puterea doar pentru sine, în detrimentul lui Dumnezeu. Nu s-a mulțumit să fie o reflectare a gloriei lui Dumnezeu, ci a vrut să fie Dumnezeu. Nu eu lângă tine, ci eu fără tine. Un al doilea lucru pe care Scriptura îl spune cu privire la mândrie este faptul că Dumnezeu urăște mândria. În Proverbe 8 cu 13 ni se spune Eu, Domnul, urăsc mândria și aroganța. De ce? Este Dumnezeu în competiție cu omul și îl roade cumva mândria pe dinăuntru? Categoric nu. Atunci, de ce are Dumnezeu repulsie la mândrie? De ce? Pentru că mândria face rău omului. Pentru că îl împiedică pe om să-l caute pe Dumnezeu. Omul mândru privește de sus la oameni și, bineînțeles, câtă vreme privești în jos nu poți vedea ce este deasupra ta. Psalmul 10 cu 4 spune așa, cel rău în înfumurarea lui, literal, cel rău potrivit cu înălțimea nasului său, nu caută. Toate gândurile lui sunt, nu există Dumnezeu. Cel mândru este consumat de propria persoană. Nu are loc și timp pentru a se preocupa de Dumnezeu. Celelalte păcate îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Mândria îl ridică pe om deasupra lui Dumnezeu. Ideea este că Dumnezeu vrea să ni se dăruiască. Și tocmai de aceea, El, Dumnezeu, are această repulsie la mândrie. Dumnezeu vrea să ni se dăruiască. Și pentru aceasta. Pentru a ni se putea dărui, El ne cere smerenie pentru a ne determina să ne dăm jos costumul de balmascat ridicol și urât cu care ne-am acoperit și cu care ne fudulim ca niște mici idioți ce suntem. Cine mai este ca și mine? Pe tot ce pun mâna mi iese foarte bine, nu ca ăștia la alți săraci de ei. Dumnezeu urăște deci mândria pentru că ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Ne împiedică să-l găsim pe Dumnezeu? Și pentru că îl împiedică pe Dumnezeu să ni se deruiască. Ce mai spune Biblia despre mândrie? Mai ne spune că Dumnezeu luptă. Nu doar că urăște mândria, El și luptă împotriva celor mândri. În 1 Petru 5 cu 5, Scriptura spune așa, Dumnezeu, în noua traducere românească, Dumnezeu se așează împotriva celor mândri. Termenul este militar. Își așează trupele împotriva celor mândri pentru a se război cu ei, dar celor smeriți le dă har. Dumnezeu nu doar urăște mândria pentru că face rău omului, El și luptă împotriva celor mândri. Își așează trupele pentru a se război cu ei. Scriptura apoi ne mai învață că mândria conduce la pieire. Proverbe 16, cu 18. Mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogan merge înaintea căderii. Și Scriptura ne mai spune încă un lucru cu privire la mândrie. Mândria este părintele păcatelor. Mândria este sursa și resursa. Mândria este un soi de păcat de rezervă. Este păcatul de rezervă al diavolului în situația în care ai reușit să-ți învingi celelalte vicii. Adică? Adică diavolul este satisfăcut să vadă că devii mai cumpătat, mai curat, mai harnic, cu condiția de a te mândri cu realizările acestea. Este ca și cum el, diavolul, ar fi mulțumit să vadă că te-ai vindecat de degerături dacă poate să-ți dea în schimb un cancer, după cum spunea C.S. Lewis. Dacă ar fi să strângem Conceptul mândriei în trei capitole scurte am putea să-l strângem astfel. Începutul mândriei a avut loc în ceruri, continuarea mândriei are loc pe pământ, finalul ei va fi iadul. Iată pe scurt câteva lucruri pe care Sfânta Scriptură le spune despre mândrie. Aș vrea să intrăm puțin mai în detaliu, mai aproape de inima noastră, să vedem câteva forme de manifestare ale mândriei. Mândria este un viciu alunecos și înșelător. Ea se manifestă în mai multe forme, unele chiar contradictorii. Și uitați-vă care ar fi acestea. Câteva variante, câteva forme de manifestare ale mândriei. 1. Ridicarea personală. Ridicarea personală, etalarea personală este o formă a mândriei. Vanitatea sau mândria este gloria ce ne asumăm, fie pentru ceva ce nu ne aparține, fie pentru ceva ce ne aparține, dar nu e meritul nostru, fie pentru ceva ce ne aparține, e meritul nostru, dar nu se cade să-l afișăm. Rezultatele avute simte omul mândru, trebuie menționate public pentru a simți, pentru a primi creditul bine meritat, crede el. Deci o formă de manifestare a mândriei este etalarea personală. Fie că meritele ți aparțin sau nu, simți nevoia să ți le etalezi, să se vadă, să fie publice. Și Isus Hristos condamnă lucrul acesta într-o discuție cu ucenicii lui în Matei, capitolul 6. Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, o formă a mândriei este etalarea personală. O altă formă a mândriei este coborârea personală, autoretrogradarea, plânsul de milă. Și acestea pot fi o formă de mândrie pentru că nu suporți faptul că altul ți-a luat-o înainte și durerea eșecului îți gândărește vanitatea. Autoretrogradarea repetată și publică poate fi o formă de autopromovare, pentru că prin ea tu pescuiești după afirmarea pe care crezi că o meriți. Faci pe victima, te împuținezi pe tine, te retrogradezi pe tine într-un mod public ca să strălnești atenția, să le se facă milă de tine, să fi văzut în felul acesta. Prin aceasta, tu pescuiești după afirmarea pe care crezi că o meriți. Încercând să atragi atenția la umilința ta, tu, de fapt, te mândrești. Și trebuie să fim foarte atenți. Cum am spus, mândria este un viciu alunecos. Foarte alunecos ne ia de pe picioare că nu ne așteptăm. Fie prin etalare personală, fie prin autoretrogradare, repetată și publică. Pentru că mândria vrea să fie în centrul atenției, atât prin reușite, cât și prin eșecuri. Mândria caută și dă din coate ca să iasă în față. Ori de gâturi poate. Când vorbim, deci, de formele de manifestare a mândriei, putem vedea categoria etalării personale, putem întâlni categoria autoretrogradării. Când vorbim de formele de manifestare ale mândriei, trebuie să mai menționăm un al treilea lucru. Plăcerea resimțită când ești lăudat nu este mândrie. Copilul felicitat pentru că și-a făcut bine lecțiile, sufletul mântuit căruia Hristos îi spune bine, robun și credincios, aceștia simt plăcere. E normal. Plăcerea aceasta provine din faptul că ai făcut ceva bun. Spune Pavel, fiecare să-și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă, numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. Îl vedem pe Pavel neezitând să-i laude pe credincioși pentru rezultatele credinței. Mare este îndrăznela mea față de voi. Mare este lauda mea cu voi, zice Pavel în 2 Corinteni 7 cu 4. În alte cuvinte, plăcerea pe care o resimți când ești lăudat pentru un lucru bine făcut, nu trebuie catalogată drept mândrie. Problema apare sau începe atunci când treci de la gândul L-am satisfăcut, mi-am făcut datoria la gândul Ce om deosebit A, sunt... Uh, pentru că am făcut lucrul acesta. Mândria este un vicio alunecos și subtil. Ori de câte ori și când este afundat acolo prin eșec, ea încearcă să iasă la suprafață. Plăcerea pe care o resimți când ești lăudat pentru un lucru bine făcut nu este neapărat mândrie. Trebuie să avem grijă la modul cum gândim despre noi atunci când suntem lăudați. Nu trebuie să ne ferim să apreciem un lucru bine făcut. Persoana lăudată este responsabilă în schimb să-și țină mintea și inima în freu. Dacă te descoperi tânjind sau căutând să creezi acele cadre în care să fii lăudat, să fii aplaudat și admirat, atunci trebuie să tragi un semnal de alarmă și să-ți reconfigurezi gândirea. Și o a patra formă de manifestare a mândriei ar putea fi nepăsarea de părerea altora. Etalarea personală, coborârea personală, atitudinea pe care ți-o dezvolți când ești lăudat și nepăsarea de părerea altora. Când te uiți de sus la ceilalți, în așa măsură încât nu-ți pasă ce crede despre tine, poate constitui o formă de mândrie. Sigur, deseori, este bine să nu iei seama la tot ce vorbesc cu oamenii despre tine, dar verifică-ți motivul pentru care nu-ți pasă. Dacă nu-ți pasă pentru că ei sunt prostimea, sunt sub nivelul tău, atunci este un fel de a cere ajutorul mândriei ca să te vindece de mândrie. Și diavolul îi convine să te scutească de o greșeală mică, dacă te poate încărca cu una mai mare. Așa că nepăsarea de părerea altora poate constitui o formă a mândriei. Verifică-ți întotdeauna motivul pentru care nu ți pasă. Și acestea fiind zise despre subiectul, tema mândriei, așa cum ne prezintă Scriptura, foarte pe scurt, aș vrea să intrăm în partea aceea practică, a aplicațiilor. Bun, mândria este un vice alunecos, este periculoasă, Dumnezeu o urăște, Dumnezeu luptă împotriva ei. Trebuie să am foarte mare grijă la viața mea cu privire la subiectul acesta. Dar cum mă lupt cu ea? Ia vine peste mine. Semințele mândriei sunt în mine. Cum mă lupt cu ea, cu mândria? Câteva considerente practice. Mândria este un viciu de care nu este scutit nici un om din lume. Mândria este un viciu care irită pe oricine când îl vede la altcineva. Mândria este un viciu de care foarte puțini oameni și-au închipuit că ar fi vinovați ei înșiși. Trebuie obligatoriu să ne evaluăm gradul nostru de mândrie, gradul meu de mândrie. Și aș spune așa, cu cât este cineva mai mândru, cu atât mai vehement o va condamna la alții. Întrebați-vă să ne întrebăm cât de mult îmi displace când alții mă tratează de sus, când refuză să mă bage în seamă, când se amestecă întreburile mele, când mă tutelează sau fac pe grozavi, cât de mult mă deranjează. Și atenție, cu cât te deranjează mai mult la alții, cu atât ești mai mândru. Cu cât ești mai mândru, cu atât mai vehement și mai deranjat vei fi când vei vedea pe altul fiind mândru. De ce? Pentru că mândria este în esența ei competitivă. Mândria este dușmănie întotdeauna. Așa că haideți să ne răspundem la aceste întrebări acolo, în forul nostru interior. Caut să fiu remarcat și să primesc aprecierile celor de lângă mine? Privesc cu dispreț pe cei de lângă mine care îmi amenință supremația? Trăiesc o frică neîncetată că cineva îmi ia fața? Mereu am ceva de criticat știind că eu aș face lucrurile mai bine? Mă descopăr mereu gândind că trăirea mea cu Dumnezeu este superioară celor de lângă mine? Răspunsul meu la aceste întrebări este, din păcate, de multe ori, da, mă descopăr făcând aceste lucruri. Iar dacă ai răspuns cu nu, atunci mă tem că ești mândru, că nu ești mândru. Lupta cu mândria este o campanie de o viață Victoria nu are loc după o singură decizie sau o singură acțiune dramatică, radicală și finală. Lupta cu mândria este o luptă de o viață pe care o ducem o viață întreagă și când credem că am scăpat de ea, ea revine la suprafață. Lupta cu mândria? Să vedem câțiva pași. Primul pas, așa cum am obișnuit la toate păcatele capitale, convingerile tale cu privire la adevăr, convingeri solide cu privire la adevăr, îți vor determina traiul, comportamentul, conduita. Așa că atunci când ne luptăm cu mândria din noi, este foarte important să înțelegem, să avem înaintea ochilor noștri o scurtă teologie a gândirii. Și lucrul acesta l-am mai spus și îl repet, fiecare gând are potențialul de a mă purta în prezența lui Dumnezeu. Fiecare gând. Fiecare gând fie mă atrage către Dumnezeu, fie mă îndepărtează de Dumnezeu. Nici un gând nu este pur și simplu neutru. Nici unul. Așa că mintea trebuie strunită, focalizată, deprinsă să judece, să analizeze, să cântărească. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 10, noi luăm captiv orice gând ca să asculte de Hristos, să-l supunem lui Hristos. Așa că, managementul gândirii este un concept biblic. Este un concept biblic. Așa că, fă de gardă în fața ușii minții tale. Când un gând îndoielnic apare, îl luăm captiv ca să asculte de Hristos. Îl supunem imediat lui Hristos. Vine gândul. Ești minunat. Lumea ar trebui să fie fericită că tu existi. Nu mai este nimeni ca tine în preajmă. Cuvântul lui Dumnezeu, când un astfel de gând îți vine în minte, Cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până în cele mai ascunse cotloane ale Duhului nostru, ne va spune, va activa cuvintele Scripturii, eventual acestea. Căci prin harul care mi-a fost dat. Spun fiecăruia, zice Pavel în Roman 12, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o gândire cumpătată, potrivit cu măsura credinței pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Cu cât ești mai selectiv cu gândurile tale, cu atât mai încântătoare îți va fi trăirea. Fă de gardă în fața ușii minții tale. Nu permite niciunui gând să te îndepărteze de Dumnezeu. Fri brutal cu gândurile care încearcă să te îndepărteze. Și apoi, când vorbim de managementul gândirii, ascuteți gândirea critică. În 2 Corinteni 10, Pavel argumentează în felul următor. Ne cheamă să ne ascuțim gândirea critică. Și eu spun așa, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Adică, adică, credinciosul trebuie să aibă o perspectivă mai înaltă decât cea biologică, luptând sub mândrubarea lui Dumnezeu. Și apoi continuă Pavel. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică? Adică, credinciosul verifică și interpretează toate gândurile care asaltează credința într-o ascultare completă de Hristos. Adică, trebuie să ne administrăm gândurile. Managementul gândirii este un concept biblic. Orice curent de învățătură, orice mentalitate a societății, orice gând îți dă târcoale, el trebuie luat, cântărit, analizat, verificat, interpretat și pus la locul lui. De exemplu, o mentalitate foarte obișnuită. Dacă cu multe secole în urmă, o părere prea înaltă de sine era condamnată, azi constatăm o reacție inversă. Ea este justificată și hrănită de mentalitatea societății. Școala umanistă a contribuit cu două teorii majore în societatea umană. Prima teorie sună așa. Omul este fundamental bun în natura lui. Și știm că Sfânta Scriptură ne învață exact pe dos. Dar a doua teorie pe care a lansat-o Școala umanistă spune așa în alta stimă de sine este esențială în dezvoltarea emoțională a adultului. Și pe aceasta vreau să insist și să aplicăm puțin. Ne regăsim aici foarte mulți dintre noi și este o mare minciună dacă nu facem de gardă la ușa minții noastre. Dacă nu ne ascuțim gândirea critică, putem fi luați de pe picioare când nu ne așteptăm. O înaltă stimă de sine este esențială în dezvoltarea adultului. Și ei continuă. Părinții ar trebui să facă tot ce pot să-și ajute copiii să o dobândească această înaltă stimă de sine. Ei continuă și spun un răspuns negativ la comportamentul copilului va cauza o scădere a imaginii de sine. Așa că lăudați cât puteți de mult. Lauda o va crește. Și de aici încet s-a ajuns la admirarea, la venerarea propriei persoane în care copiii noștri pot să facă orice, să nu le spui că greșesc, pentru că îi chircești și nenorocești, spun ei. E bine, până și știința dovedește că nu e adevărat. Căuta studiul lui Roy Baumeister, a făcut un studiu de peste 10 ani pe oamenii cu un altă stimă de sine. Știți care este rezultatul? Care sunt concluziile lui? Și nu este un psiholog creștin. Ascultați rezultatele lui. El spune așa. Oamenii cu o imagine înaltă de sine tind să aibă un foarte slab autocontrol. El continuă și spune, oamenii cu o înaltă stimă de sine au dificultăți în a gestiona eșecul, înfrângerea și dezamăgirile de care au parte. De ce? Pentru că oamenii cu o înaltă imagine de sine, ei cred că știu tot și au întotdeauna dreptate. Și când se vede că nu au, nu știu să gestioneze eșecul și înfrângerea. O altă observație a lui Baumeister a fost următoarea. A observat că agresorii fizici și sexuali sunt oameni cu o imagine înaltă de sine. Am mai observat ceva a descoperit că cei mai periculoși criminali din închisorile de maximă securitate obțin un scor mare la capitolul imagine de sine. Mai mare decât orice altă categorie de oameni. Și concluziile lui mai fac o afirmație. Hitler, Stalin, Saddam Hussein și Ted Bundy, criminalul în masă, care a omorât 28 de femei, ultima fiind o fetiță de 12 ani. Toți aceștia și alți sociopați asemenea lor au avut o imagine de sine ridicată, înaltă. <laughs> la urma urmei, înaltă stimă de sine și lepădarea de sine, pe care o cere Domnul Isus, sunt la doi poliopuși, De fapt, în alta stimă de sine este problema, nu soluția la problemă. Copiii azi au mai mare stimă de sine, dar din păcate, rezultatele academice rezultatele sociale. Nu urmează același trend crescător. De ce? Pentru că copiii cu o înaltă stimă de sine nu mai au nicio motivație să-și dea interesul să facă ceva. Ei, oricum, sunt cineva, că așa li s-a spus, și chiar atât cât fac este meritos și suficient. O imagine înaltă de sine nu stimulează, ci frânează dezvoltarea, spune Baumeister. Și gândindu-mă la atâția părinți, știu și aud fricile unora, câteva din fricile acestora. De exemplu, una din aceste frici este, dar copilul meu nu va ajunge să se realizeze, să fie cineva. Bine, ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi în calitate de părinți este nu doar să fie conducători, lideri, ci să fie de caracter, și Hitler a fost un conducător și la ce bun. O, dar copilul meu nu va avea încredere în sine. Fals! De fapt, oamenii cu stimă prea mare de sine se supraestimează și simțindu-se superior, se vor apuca de sarcini peste puterele lor și vor eșua și își vor pierde încrederea în sine. Întotdeauna o imagine cumpătată de sine este mai valoroasă decât o imagine înaltă de sine. Dar copilul meu va fi deprimat, exact pe dos. Oamenii cu o înaltă stimă de sine suferă de mai multă deprimare decât ceilalți pentru că au o toleranță foarte mică la eșecuri și frustrări. Iată cum gândurile, mentalitățile, cu care suntem bombardați, trebuie luate, gândite, analizate, cântărite și făcute subordonate ascultării de Hristos, ascultării învățăturilor și valorilor iudeo-crestine. În lupta cu mândria, pe lângă o teologie a gândirii bine pusă la punct, mai avem nevoie și de alți câțiva pași de alte câteva elemente. dezvoltă o atitudine mulțumitoare. În 1 Corinteni 4 cu 7, Pavel ne spune, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și tot Pavel spune filipenilor, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și în toate m-am deprins să fiu sătul și să fiu flământ și să fiu un belșug și să fiu o nevoie. Pot totul prin Hristos care mă întărește. În alte cuvinte, învață, clădește în tine o atitudine mulțumitoare. Îți va fi de mare folos în lupta cu mândria. Apoi, dezvoltă-ți o atitudine de smerenie. Viciul mândriei poate fi eliminat cultivând opusul ei, smerenia Și smerenia aceasta, deși a fost disprețuită încă din antichitate Ca fiind, citesc, partea celor slabi Smerenia este tărie, este lepădare de sine Nu oricine poate să nu se lase afectat când nu este băgat în seamă Nu oricine poate Smerenia este tărie, nu slăbiciune Smerenia se gândește puțin la meritele personale sau la drepturile personale. Smerenia este putere controlată, pentru că smerenia poate vorbi elogios la adresa celui care le eclipsează. Smerenia refuză să calce pe alții în picioare pentru a se ridica pe sine. De aceea spun, smerenia este forță, este tărie, nu este slăbiciune. Așa că învață, cultivă-ți puterea aceasta de a vorbi elogios la adresa celui care te eclipsează. Învață! Exersează! Refuză să calci pe alții în picioare pentru a te ridica pe tine. În lupta cu mândria a mai putea deschide încă un front de bătălie. Reconfigurează-ți cv în dialogul cu oamenii. Reconfigurează-ți-l, autopromovarea este contraproductivă Nu te ajută la nimic să-ți etalezi doctoratele, cărțile scrise, articolele științifice publicate Participările la conferințe și congrese, contractele de cercetare științifică Lucrarea cutare, lucrarea misionară într-un loc sau altul Activitatea administrativ-parlamentară și așa mai departe etalarea exterioară este un sărac substitut pentru valoarea lăuntrică. Și un ultim lucru. În lupta cu mândria, mai încearcă să faci un ultim lucru. Pentru că mândria te vrea în centrul atenției. Pentru că mândria caută să iasă la suprafață, indiferent de circunstanța în care a intrat. Ea vrea să se evidențieze. Ea este competitivă. Este dușmănie. Este înfricoșată că își pierde supremația. Încearcă să faci loc altuia. Înlocuiește-te. Strunește-ți interesele și deschide drumul pentru altul. Este un mare exercițiu. Investește mereu în cineva. Refuză frica că îți va lua cineva locul, indiferent de domeniul în care trăiești, în care profesezi. Vor fi oameni care se vor lupta murdar să-ți ia locul? Da, vor fi. Dar care este alternativa? Să-i tu, să ne dreptățești tu, să ne împiedici tu creșterea. Dar atunci, ce caracter clădești în tine? Te lași folosi de carieră ca să-ți distorsioneze caracterul? Să-ți fure profitul spiritual? Da, ai putea fi înlăturat urât. Ai putea. Se poate. Și ce dacă? Nu crezi că Dumnezeu poate lupta pentru tine? Nu crezi că Dumnezeu îți vede investiția și ți-o va onora? Iată un mare și greu pas în lupta cu mândria. Fă loc altuia. Deschide drumul pentru cineva care vine după tine. Înlocuiește-te. Mândria este o tumoare spirituală. Ea distruge capacitatea de a iubi, de a fi mulțumit și de a judeca sănătos. Și după ce ai făcut toate acestea, după ce ai devenit smerit, știi ce se întâmplă? Cel rău îți atrage atenția că ai devenit smerit. Te face mândru de încercarea ta și tot așa. De aceea spuneam la începutul luptei cu mândria. Lupta cu mândria este un proces de o viață. Când crezi că ai biruit, ți se aduce aminte că ai biruit și că ești tare și că ești la înălțime. Și în momentul acela ai căzut de unde ai plecat. Pentru că virtutea în esența sa este o stare de război. Permanent. De aceea, vanitatea, mândria este păcatul preferat al diavolului. Pentru că îl are mereu de rezervă. Este mereu acolo ca să te agațe iarăși și să te tragă înapoi în mocir la infectă a acestui viciu. Șapte impulsuri primare care nasc toate celelalte păcate. Dacă ar fi să încercăm să stabilim care este impulsul primar al celor șapte păcate primare, aș numi mândria. Și dacă ar fi să strâng într-o singură frază toate cele șapte păcate, șapte vicii, șapte impulsuri primare într-o frază care să le lege pe toate. Cred că aș formula-o așa. O trava mândriei este invidia mânioasă, îmbuibată de lenea lacomă a desfrâului. Șapte impulsuri primare care dau naștere tuturor celorlalte păcate. Dar impulsul primar tuturor celor șapte cred că este mândria. Vergiliu, în opera sa Eneida, relatează o întâmplare a cărei aplicație morală este semnificativă. Înțeleapta Diodona, fica lui Belus, regele Tirului, aflată de parte de țara ei natală, a cerut puternicului rege al Romei un petec de pământ, doar atât cât cuprinde o piele de bouă. Bucata de pământ urma să fie definitivă ei. Împăratul acceptă cererea Diodonei. Primind bucata pielea de bou, tânăra fată a luat-o și a trăiat-o în șuvițe foarte subțiri, pe care le-a legat cap la cap Alcătuind o funie lungă, cu care a înconjurat un perimetru suficient de larg ca să zidească o cetate. Astfel a luat naștere Cartagina, viitoarea puternică rivală a Romei. Exact așa stau lucrurile și cu cele șapte vicii, capitale. Vrăjmașul nu vine cu pretenții foarte mari un mic gând, o simplă poftă, un simplu compromis, o simplă piele de bou. Numai că foarte curând, transformată în curelușe extrem de fine, ne va împânzi viața din naștere unui puternic rival al trupului, al sufletului și al Duhului nostru. Acestea sunt cele șapte păcate capitale, impulsurile care dau lăstar tuturor celorlalte comportamente umane catalogate drept păcat. Șapte păcate capitale și o nădejde mai mare decât toate șapte. Cristos în voi, nădejdea Slavei, spune Pavel. Duhul Sfânt îți arată păcatele. Le recunoști? Le vezi în tine? Dar Duhul Sfânt nu, -ți, nu doar îți arată păcatele, ci te și cheamă. Hai să le eliminăm împreună. Și îți spune, Tu îți dai toate silințele, te lupți până la sânge, și eu îmi folosesc toată tăria ca să te susțin. Dacă stăm împreună, adversarul nu ne poate sta împotrivă.